Doamnelor și domnilor, vă spunem din nou bun venit la emisiunea noastră E bine să știi. Numele meu este Nunu Ionuț și voi fi gazda dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi. Mă bucur că v-ați luat din nou timp să rămâneți alături de noi pentru câteva minute, aproximativ o oră, timp în care ne dorim să descoperim împreună adevărurile Scripturii. Pentru că aceste adevăruri, așa cum Mântuitorul spunea, ne vor conduce către adevărata sursă a vieții și anume la Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Cercetând Scripturile, îl vom descoperi pe El. Iar odată ce îl vom descoperi pe Domnul Iisus Hristos, cu siguranță locul acesta va aduce multă bucurie, fericire și împlinire în viața noastră personală, în familiile noastre, în societatea în care noi trăim, dar mai mult decât atât ne va oferi speranța vieții veșnice, viața pe care ne-o dorim fiecare dintre noi. De aceea sper din toată inima ca și în cadrul emisiunii de astăzi să primim acele sfaturi importante, prețioase, să redescoperim Cuvântul lui Dumnezeu care să ne încurajeze și ne dea putere să ne așezăm pe traiectoria veșniciei. În cadrul emisiunii de astăzi dorim să abordăm predica Domnului Iisus pe care a înălțat-o pe muntele fericirilor și anume, mai întâi, prima parte pe care o regăsim în Evanghelia după Matei, capitolul 5. Ea mai este cunoscută, sau introducerea din prima parte a acestui capitol mai este cunoscută și ca fericirile. Pentru că, într-adevăr, Mântuitorul nostru formulează la începutul predicii câteva fericiri pe care ne dorim să le discutăm împreună în această ocazie. Am invitat la emisiunea de astăzi în platoul nostru și vreau să-i spun bun venit domnului pastor Adi Ștefăniță. Bun venit din nou în cadrul emisiunii noastre. Bun regăsit și mă bucur să discutăm despre fericiri. Iată, deja sunteți o persoană care ați răspuns cu drag la mai multe ocazii și asta ne bucură, pentru că Dumnezeu cu siguranță vă va folosi și ne veți ajuta să înțelegem mai profund rostul acestor fericiri pe care Domnul Iisus Hristos le-a prezentat. Mai întâi de toate, aș vrea să ne spuneți câte ceva despre contextul fericirilor sau contextul predicii de pe munte, modul în care Domnul Hristos reușea să comunice adevărurile prețioase ale Evangheliei cu oamenii. Înainte să analizăm, vedeți că eu mai am câte ceva de spus. Poftiți! Am avut onoarea să fiu invitat la mai multe ocazii, nu pentru că aș cunoaște mai mult, nici pe departe, ci pentru că am ocazia să cresc. Dar în același timp consider oportunitate ca din lucruri pe care le-am înțeles din partea lui Dumnezeu să împărtășim și să învățăm împreună. Vreau să-i salut cu drag pe telespectatorii noștri la această emisiune și să le spun că ei sunt valoroși și că ne dorim mult pentru ei să descopere perlele din Cuvântul lui Dumnezeu și doresc ca să găsiți fericire. Așa că, dacă vreți să fiți fericiți, nu închideți televizorul sau nu vă mutați pe alt post de televiziune și nu este doar o reclamă pe care o fac, ci ceea ce vom discuta reprezintă condițiile pentru a fi fericiți și a fi fericiți nu doar în lumea aceasta, ci a fi fericiți în împărăția lui Dumnezeu pe care El o pregătește și pe care o va aduce când se va întoarce. Așa că nu ratați și nu pierdeți niciun lucru din cele pe care le vom discuta. Nu cred că este un om care să nu-și dorească să fie fericit. Sigur. Mai mult decât atât, oamenii au căutat cumva fericirea în fel și fel de locuri, în multe moduri, în multe feluri. E adevărat că și mari gânditori ai lumii acesteia au căutat cumva să formuleze ce înseamnă fericirea sau cum poți să găsești fericirea. N-aș vrea însă să poposim asupra părerilor oamenilor vis-a-vis de fericire, ci așa cum am spus încă de la început, să vedem exact ce spune Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care este și Creator, care ne-a creat și care știe ce este adevărata fericire. Cum descrie El sau cum definește El fericirea? Așadar, câteva cuvinte despre predica de pe munte. Îi avertizez pe telespectatori că lista, rețeta fericirii pe care Iisus o dă nu sună
deloc în armonie sau nu seamănă cu rețetele clasice de fericire, care spun dacă vrei să fii fericit, trebuie să ai din destul din punct de vedere material, trebuie să ai o reputație, trebuie să ai multe, să fii vestit, să fii faimos și N lucruri. Ceea ce o să amintesc sunt exact opusul și undeva contraria. Dar asta e frumusețea predicii de pe munte și predicii lui Iisus, pentru că Iisus contrariază nu doar de dragul de a contraria, ci pentru a ne conștientiza de lucrurile de durat. Iisus ține această predică, după cum ați spus, în contextul în care el ține o predică mai mare, numită predica de pe munte. Chiar spune în Ioan capitolul 5 de unde începe predica de pe munte, ține capitolul 5, 6 și 7. Sunt trei capitole. În aceste trei capitole este conținută întreaga predică. E o predică mai extinsă. Legat de această predică, este considerată cea mai bună predică care a fost rostită vreodată de gura unui om. Pentru că Iisus a fost și om și Dumnezeu. Cea mai bună predică care exista vreodată este asta. Este foarte condensat. Este bob cu bob. Există un orez care se numește bob cu bob. Așa este și această predică. Fiecare cuvânt în sine are esență și lasă apoi să analizezi, te lasă să analizezi și să pătrunzi. Iisus avea obiceiul să predice și vom vedea și cei care vor studia epistola către Evanghelia după Matei, vor vedea din capitolul 13, folosește multe parabole. Iisus se adresează mulțimii într-un mod captivant, în care leagă adevărurile veșnice, care sunt poate mai greu de înțeles, le pune în conexiune cu adevăruri care sunt elemente care fac parte din viața cotidiană. Și atunci, prin această asociere, adevărul devine relevant și este mult mai ușor de reținut și are un altfel de impact. Iisus, în această predică de pe munte, începe toată predica cu fericirile. De ce a început? Cred că le dă un loc special, de asta cred că. Vrea ca ele să se înțeleagă de la început ca o întâietate, pentru că sunt baza a ceea ce el urmează să prezint. Legat de expresia ferice de care este tradusă, noi folosim traducerea Corninescu, în limba greacă, termenul makarios, cred că este, se poate traduce cu binecuvântat. Deci și ferice și binecuvântat. Deci ar putea suna binecuvântările de pe munte. Exact. Și ar fi binecuvântat este cel, binecuvântat este, binecuvântat este. Acum, un alt lucru legat de toate fericirile este că mie îmi place foarte mult la fericiri partea a doua. Aș fi vrut să sune așa. Binecuvântat sau fericit este cel a căruia este împărăția cerurilor. Binecuvântat este cel care va fi mângâiat. Binecuvântat este cel care va moșteni pământul. Binecuvântat este cel care va fi săturat. Binecuvântat este cel care are parte de milă. Îmi place foarte mult partea a doua a fiecărei fericiri. Dar înțeleg din modul în care sunt structurate că este tipul de argumentare sau de explicare, de enunțare a fericirii, cauză-efect. Dacă vrei să beneficiezi de fericire, de fiecare fericire, dacă vrei să ai parte de fiecare binecuvântare, mai întâi trebuie să îndeplinești condiții. Și aș vrea înainte să le discutăm să avem în minte acest lucru. Există condiția și apoi rezultat. Condiția și apoi rezultat. Haideți așadar, domnule pastor, să luăm câteva din aceste fericiri, sperăm să reușim până la finalul emisiunii să discutăm despre toate. Iată, în Matei, capitolul 5, în primul verset spune așa că când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să învețe și să le vorbească și să învețe astfel. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Iată prima fericire. E adevărat că poate pentru marea majoritate a telespectatorilor noștri această fericire pare mai greu de priceput sau de înțeles. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ce înseamnă sau cum să înțelegem aceste cuvinte, săraci în duh? La ce se referă Domnul Iisus Hristos aici? Pentru că în limbajul nostru colovial, a fi sărac în duh are o conotație, într-adevăr, puțin negativă, ba chiar, să zic așa, de compătimit.
e ceva ce omul nu are, nu s-a născut cu anumită abilitate de a, știu eu, relaționa sau de a... Și atunci oamenii, domnule, e mai sărac așa. Așa înțelegem noi într-un mod colocvial sau la prima vedere. Cred în toată inima totuși că e mult mai profundă această înțelegere. Aș vrea să ne explicați puțin ce înseamnă ferice de cei săraci în duh. De curând am primit pe WhatsApp un mesaj în care o doamnă ajunsese la, exact la fericirea aceasta și îmi spune: mă scuzați că vă deranjez de dimineață, dar am citit în Matei și n-am înțeles ce înseamnă săraci cu duh. Puteți să-mi explicați și mie? Se pare că doamna este vocea, să zicem, a multora care pun aceeași întrebare și a mea la rândul meu la început chiar m-am întrebat ce vrea să zică. Expresia sărace în duh nu înseamnă un om redus sau capacități mentale reduse. De multe ori asta este perceput. Da, e înapoiat. Nu-l duce minte. Nu la asta se referă. Expresia săraci în duh, în contextul acesta, este legată de acea atitudine a inimii, în care atunci când te prezinți înaintea lui Dumnezeu, recunoști starea ta păcătoasă, recunoști nevoia ta de mântuire și de un mântuitor și alegi să te supui lui Dumnezeu și să ceri să te ierte. În sens contrar, este atitudinea de mândrie sau de a tot suficiență spirituală. Și ca să ilustrez mai bine, am să ilustrez tot printr-o parabolă pe care o spune Domnul Iisus Hristos. Pilda sau parabola vameșului și a fariseului. Și Iisus spune că s-au dus la închinare la templu două persoane. Un fariseu, un om care cunoștea scripturile, un om scrupulos în toate ritualurile care erau la vremea aceea. Un om care, dacă te uitai la el, parcă ai fi văzut chipul lui Dumnezeu. Așa percepeau unii oameni. De cealaltă parte erau vameșii. Vameșii erau cei mai urâți de popor. Pentru că ei erau un fel de trădători. Erau puși de romani, se ia taxe de la fraților. Erau considerați paria, cum zic, dar din punct de vedere spiritual. Oamenii ăștia erau cei mai degradați. Vine la închinare, primul dintre ei, fariseul, se prezintă înaintea lui Dumnezeu, stând așa, fiind mândru de spiritualitatea lui. Și știți ce văd de la această atitudine a fariseului? Văd că el încearcă să-l convingă pe Dumnezeu că e o onoare pentru Dumnezeu să se întâlnească cu el. Mm-hmm. Ceva, Doamne, am venit să mă întâlnesc cu tine și sper că te simți onorat că ai ocazia să te întâlnești cu mine și ca să știi ce rob credincios ai, dă-mi voie să-ți explic. Am dat zecime, am postit, am făcut toate lucrurile. Și spune, și îți mulțumesc că nu sunt iarăși acea A tot suficiență, îngânfare spirituală ca acel vameș. Deci altă parte, vameșul păcătuise, e drept. Dar stătea cu capul plecat, nu îndrăznea să-și ridice fața și spunea: Doamne, ai milă de mine. Știți ce concluzionează Iisus? Nu eu. Iisus, dintre cei doi, acasă a plecat binecuvântat este, fericit. Știți care? Vameșul. De ce? Pentru că el a recunoscut starea lui și a fost deschis să primească din partea lui Dumnezeu ceea ce avea nevoie. Atunci când te întâlnești cu Dumnezeu, nu te întâlnești să-i dai tu ceva lui Dumnezeu, ci te întâlnești cu Dumnezeu să recunoști starea ta și să-l inviți pe El să-ți dea lucruri de care ai nevoie. Iar fariseul i-a permis lui Dumnezeu să-i dea mântuire. Uh-huh. Dar dacă tu te duci înainte lui Dumnezeu și spui: Doamne, n-am nevoie de nimic de la tine, eu singur mă descurc ca să fiu mântuit, dar m-am întâlnit cu tine ca să mai stăm de vorbă, nu e o problemă. Și ca să concluzionez sensul acestei fericiri, în Apocalipsa, capitolul 3, se adresează o scrisoare bisericii din Laodicea. Iar mustrarea care este adusă celor din Laodicea, adică laodiceanilor, este că ei spun așa despre ei: sunt bogat, nu sărac. M-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Dar mustrarea care îi se aduce este: și nu știi. De fapt, asta e doar impresia ta că ești bogat. Că ești sărac, nenorocit, orb și gol. Ceea ce vrea să spune Iisus prin ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția celor, este că ferice de cei care își recunosc starea de păcătoșie. Și cine ar trebui să recunoască? Roman 3:23 spune: toți au păcătuit. Și atunci când ești smerit, îi permiți lui Dumnezeu
să-ți dăruiască mântuirea și tu accepti. Îi permiți lui să lucreze în viața ta. Te supui. Și atunci îi lași locul lui Dumnezeu. Că dacă tu ai un pahar și este plin, nu poți să mai torni ceva în el. Dar dacă îl golești, se poate turna ceva mai bun în loc. Dacă noi ne golim de eul nostru și îl lăsăm pe Dumnezeu să ne umple, atunci putem fi. Deci, concluzie. A fi sărac în duh înseamnă a fi un om smerit. Un om care își recunoaște propria slăbiciune. Nu un om care este îngânfat spiritual. Care este doar o pretenție. Asta înseamnă. Aici putem să ne referim și la exemplul pe care Apostolul Pavel îl dă vis-a-vis de Domnul Iisus Hristos în Filipeni, dacă nu greșesc, acolo unde spune Filipeni, că capitolul 2. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, exact. Totuși n-a considerat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a smerit, exact. S-a umilit, a luat chip de rob, s-a făcut asemenea oamenilor și a avut parte de o moarte cea mai rușinoasă sau cea mai dificilă sau odioasă moarte. S-a desprecat de sine, deci Exact. Și acum, pe bună dreptate, crucea ca singură posibilitate de mântuire nu poate acționa în viața omului decât dacă acesta se pleacă exact. La piciorul crucii. Și odată ce omul își recunoaște starea în care se află, păcătoșenia ca și vameșul, abia după aceea vine și răsplata, așa cum a spus dumneavoastră mai înainte, efectul este împărăția cerurilor. Adică binecuvântarea unui suflet smerit, care își recunoaște starea, este accesul în împărăția lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Și, într-adevăr, cred că așa ar trebui să înțelegem acest lucru. Chiar dacă astăzi smerenia, să spunem așa, nu este atât de prețuită. Ba, din potrivă, societatea actuală nu o așează, să zic așa, în categoria unor virtuți de dorit, ci din potrivă, este considerată ca fiind o chestiune rușinoasă, o slăbiciune și care nu-l ajută deloc pe om. Chiar un defect, cum bine spuneți. Iată că Hristos socotește că acest lucru care poate părea un defect, smerirea omului, de fapt este un mare atu. Exact. Este un mare ajutor pentru a ajunge în Împărăția lui Dumnezeu. Mulțumesc! Haideți să discutăm puțin și despre fericirea a doua. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. O întrebare care parcă la prima vedere apare în mintea noastră. Dorește Dumnezeu ca noi să plângem? Adică vrea Dumnezeu ca oamenii să aibă probleme și necazuri și ei să plângă? Așa spune aici, ferice de cei care plâng, că ce vor fi mângâiați? Despre ce este vorba aici? Cum ar trebui să înțelegem această fericire? Dumnezeu e autorul fericirii. Iar visul lui Dumnezeu, dacă mă pot exprima așa, este ca omul să nu aibă parte de provocări. Acesta a fost și visul inițial. Dacă ne uităm în Geneza 1, l-a creat pe om și i-a creat acele condiții astfel încât el să fie împlinit. Deci înțeleg că Dumnezeu caută și vrea fericirea omului. Nefericirea e o consecință a alegerilor greșite ale omului sau a exercitării greșite a liberului arbitru. Nu, Dumnezeu nu caută să fim triști. Nu caută să fim posomărâți. El nu găsește plăcere în a ne auzi plângând. De parcă pui o muzică care te încântă, un hit. De parcă noi venim înainte de Dumnezeu și plânge și spune, ah, ce mă unge pe suflet când te aud plângând. Păi aici pare sadism. Exact, exact. Niciodată. Niciun părinte nu iubește sau nu e îndrăgostit de plânsul copilului. Caută să... Imediat să-l liniștească. Înțeleg ceea ce spune fericirea și toată linia aceasta este că va fi mângâiat. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Automat, Iisus, e clar, dacă mângâie. În asta înțelegem că el nu consideră că e bun plânsul. Exact. Sau nu îi face plăcere. Și atunci cum să înțelegem? Bună întrebare. Dumnezeu vrea să fim fericiți, dar totuși fericit de cei care plâng. Iar v-am zis un paradox. Nu zice ferice de cei care se distrează, care chiuie. Exact, exact. Complicat. Da. Cum înțeleg eu acest lucru? Și din punct de vedere medical, am înțeles că există 3 tipuri de lacrimi. Chiar am căutat pe internet, pe anumite site-uri de specialitate și spunea că există lacrimile bazale. Ochiul lăcrimează,
pentru a lubrifia ochiul, pentru a-l curăța. De asta desclipim. După ce am avut un accident acum un an și ceva, unul dintre nervii pleoapei stângi a fost afectat, a fost o pareză și nu se mai închidea suficient de bine cu aceeași flexibilitate pleoapa și nu mai exista acele lacrimi care să lubrifieze ochiul. Și a fost nevoit să-mi dea niște picături o perioadă de timp, să le picure în ochi pentru a suplini necesitatea de a curăța ochiul, ca la parabriz asociziu, când se dă acel lichid exact. Și curăță. Acestea sunt lucruri naturale, acestea sunt un fel de lacrimi bazale, chimice. Mai există lacrimi, tot în aspectul acesta chimic, acelea care te protejează când tai ceapă. Mm-hmm. Nu plângi că e un motiv anume. Exact. E bun atunci să te filmeze cineva că devii un actor mare. Dai ceapa și duduie pământul de plâns, vine potopul. Iarăși ochiul, prin faptul că sunt secretate acele lacrimi, ochiul este protejat de usturime, pentru că ajunge ca un stimul la ochi, pentru că ochiul este unul dintre simțurile care transmit informația la creier și creierul percepe ca un pericol. Și atunci el, prin acest sistem, se apără. Exact, exact. Acestea sunt cele două tipuri mai mult axate pe aspectul chimic și fiziologic. Și există lacrimi psihologice. Acele lacrimi care sunt vărsate pentru că există în spate un motiv. Ai căzut un examen, a murit cineva drag. Există un motiv concret. Și din punct de vedere medical, spun specialiștii că lacrimile vărsate, lacrimile psihologice, au o altă compoziție. Sunt mai toxice. De asta se spune, plângi că te răcorești. Prin acele lacrimi care conțin toxine, dacă sunt vărsate, organismul este eliberat. Clar, dintre cele trei, plânsul de care vorbește aici este un plâns născut dintr-un motiv concret. Exact. La întrebare este, da, ce motiv? Spune despre Petru un lucru. După ce s-a lepădat Petru, ce a făcut el? Spune Scriptura că a ieșit afară. S-a dus și a plâns cu amar. Și a plâns cu amar. Plânsul lui Petru a însemnat părerea de rău pentru faptul că el l-a tăgăduit pe Mântuitor. Nu era necesar plânsul. În sensul că mai bine nu l-a fi tăgăduit. Exact. Era de dorit. Nu era de dorit, exact. Dar dacă tot s-a întâmplat, atunci rezolvarea era pocăință. Și pocăința implică lacrimi. De fapt, lacrimile sunt exprimarea unui suflet întristat și a unei păreri de rău sincer. Iar ceea ce vrea să spună Iisus este ferice de acei oameni care plâng pentru păcat. Atât pentru păcatul poate care este în viața lor sau care pândește în viața lor, cât și pentru păcatul care există în jur, spune Ioan, că toată lumea înzace în cel rău. Mm-hmm. Și ar trebui să plângem pentru asta. Plânsul pocăinței este plânsul care aduce roade. Pentru că vine înaintea lui Dumnezeu și spui, îmi pare rău pentru ce am făcut. Și te rog, schimbă. Acest plâns aduce după sine după aceea bucurie. Acest lucru vrea să-l spună Iisus. Ferice de cei ce plâng. Adică de cei care sunt interesați de o relație bună cu Dumnezeu și care în cazul în care au păcătuit plâng și vor schimbare. Plânsul pocăinței este plânsul care e binecuvântat. Acum gândesc și la faptul că aceste fericiri deopotrivă pot fi socotite în aceeași măsură ca și niște făgăduințe care pot aduce în anumite momente ale vieții speranță și credință. Mă gândeam la Matei, capitolul 24, acolo unde Domnul Hristos, oarecum dând un pic la o parte vălul viitorului, le face cunoscut ucenicilor săi că ei vor avea de înfruntat multe prigoniri din partea oamenilor care nu vor fi de acord cu provăduirea Evangheliei. Vor fi batjocoriți, vor fi chemați înaintea soboarelor, vor fi trăi răspunde pentru credința lor, vor fi bătuți, vor fi omorâți. Vă dați seama că toate aceste încercări nu aduc, cum să zic eu,
Nu te bucuri când cineva te lovește pentru credința ta. Sigur. Și lacrimile care pot veni în urma opoziției sau în urma suferințelor pentru Hristos, aceste lacrimi vor fi mângâiate. Apocalipsa 21:4. Da, mă gândeam și eu la versetul acesta acolo, unde e o făgăduință că într-o zi Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Cred că este o făgăduință încurajatoare pentru toți cei care pentru Hristos au suferit. Și ucenicii spun la un moment dat: Doamne, ne-a lătat totul pentru tine. Chiar Hristos spune la un moment dat că cine nu lasă pe tată, pe mamă, pentru mine. Iar despărțirea aceasta pentru Hristos sau a pierde ceva pentru Hristos aduce în sufletul tău și lacrimi. Și e o experiență pe care mulți creștini de-a lungul timpului au avut-o în viața lor. Însă lacrimile pot fi mângâiate. Asta este o făgăduință extraordinară. Fie că, așa cum bine ați spus, e vorba de plânsul pocăinței, care întotdeauna este mângâiat de făgăduința Harului Dumnezeu, că El ne iartă și exact. Ne primește, așa cum exact. Petru a avut parte de această experiență, cred în aceeași măsură că poate să fie și o sursă de creștere a credinței noastre în momentele dificile, când consecințele păcatului pot aduce în viața noastră și lacrimi. Când suferim pentru Hristos, ar trebui să vedem lucrul acesta ca o binecuvântare. Bucurați-vă, spune Iacob. Exact. Bucurați-vă când treceți prin felul de încercări. Adică, totuși putem vedea și o fericire în urma unor suferințe de tipul acesta. Așa că cred că am putea vedea și din perspectiva aceasta, mă gândesc eu, și a înțelege această fericire ca o făgăduință atunci când trecem prin momente dificile. Haideți să discutăm și despre următoarea făgăduință. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. De ce considerați, sau de ce Mântuitorul spune că cel care e blând va putea să moștenească pământul? Mă gândesc la cel mai blând om de pe pământ, cum îl descrie Scriptura la Moise. Totuși Moise n-a intrat în țara Canaanului. E o dilemă interesantă. Nu a moștenit făgăduința. De ce Mântuitorul socotește că a fi blând e un lucru care e ferice pentru tine și asta îți va da acces la moștenirea pământului? Deja am lansat mai multe întrebări sau dileme, să zic așa, cu privire la această fericire. Haideți să vedem cum să o înțelegem. Blândețea o înțeleg în două aspecte. În raportarea pe verticală, blândețea în relația cu Dumnezeu și blândețea în relațiile pe orizontală, blândețea în relațiile cu semeni. În relația cu Dumnezeu, chiar m-am întrebat cum adică să fiu blând. Doar Dumnezeu nu se teme, chiar dacă aș fi dur. Ar fi, știți, e acea imagine în care o persoană masivă, mare, ține un copil de cap și încearcă să dea cu pumnii ca să... Așa ar fi Caragios dacă nu i-am încercat. Totuși, am găsit un lucru ca aplicație. Ce înseamnă a fi blând în relația cu Dumnezeu? Spune în Ioan, psalmul 32, cu versetele 9, nu fiți ca un cal sau ca un catâr. Catârul, mai ales, e un încăpățânat, care dacă vrea să fie cineva să-l încalece, spune, s-o trage de hățuri, hai în stânga, hai în dreapta, nu vrea, nu se supune. A fi blând în relația cu Dumnezeu înseamnă a fi supuși. Iar lucrul acesta îl vedem în viața lui Iisus. El spune că eu sunt blând și smerit cu inimă. Iar rugăciunea constantă a lui Iisus era: Tată, facă-se nu voia mea, ci voia ta, în grădina Ghetseman. Și mereu spunea: fac nu voia mea, ci voia tatălui meu. Des, în Ioan amintește lucrul acesta. Blândețea în relația cu Dumnezeu înseamnă a fi supuși voii lui Dumnezeu. A nu ne împotrivi, a ne supune. Doamne, te las pe tine să mă conduci. Nu mai arunc din spinare ca un cal care la început, când îi pui hățurile, nu se supune. Și mai este ceea ce spune Moise, tot pe linia aceasta, în Exodul 34. După ce poporul păcătuiește, face un vițel și Dumnezeu alege să-i nimicească, Moise mijlocește pentru ei, Dumnezeu dă noile table și Moise se roagă. Noirea legământului, 34:9, spune așa mai departe: El a zis: Doamne, dacă am căpătat trecere înaintea ta, te rog să mergi în mijlocul nostru, Doamne.
Poporul acesta este în adevăr un popor încăpățânat. La ultima parte este esența. Dar iartă-ne fără de legile și păcatele noastre și ia-ne în stăpânirea ta. Ne supune. Blândețea în relația cu Dumnezeu înseamnă a ne supune lui Dumnezeu. A-L invita să ne ia în stăpânire. Blândețea în relația cu semeni înseamnă stăpânire de sine. A nu fi recalcitranți. Dacă cineva te calcă pe picior, și să începi, să te înroșești. Da, depinde și de temperament, pentru unii este mai greu. Și Dumnezeu înțelege. Dar în sensul de a nu da frâu atunci la tot ce vine pe acest fluviu al limbii de care vorbește Iacob mult. Și al face pe om de parcă ai înaintea ta o pânză și pe care vrei să o pictezi. Cu ou și cu oțet e vorba populară. Deci, blândețea are două aspecte. Relația cu Dumnezeu înseamnă a te supune voii Lui și relația cu semeni înseamnă a fi stăpân. A te stăpâni și întotdeauna a relaționa cu omul astfel încât să îi fie în beneficiul lui. Să îi dai un răspuns blând, potolește mânia, spune. Și în proverb. Dacă omul te provoacă, poți să stingi. El aruncă foc spre tine, tu arunci cu apă. Exact. Și atunci, dacă se întâlnesc cele două, el aruncă foc și arunc lemne. Automat focul... În felul acesta înțeleg blândețea. Pentru că blândețea are de-a face cu reprezentarea caracterului Hristos, că zice blând și smerit cu mine, și învățați de la mine, spune el. Și atunci veți putea progresa, veți fi feriți de multe ispite și păcate. Mă gândesc că și la faptul că un om blând este persoana care e dispusă să lase de la el în favoarea celuilalt. În sensul că ești dispus să renunți tu pentru celălalt, în ideea că tu vei putea obține mai târziu ceva mult mai măresc decât dacă te-ai fi luat la harță, da, dacă te-ai fi certat, poate că ai fi obținut. Și cred că aici am putea să ne gândim la această făgăduință din perspectiva, din perspectiva acestei fericiri. Ferice de acei care sunt blânzi, gândindu-mă la faptul că a fi blând înseamnă a îngădui sau a lăsa pe celălalt. Hai da, întâi până la urmă în favoarea a ceva mult mai prețios și anume moștenirea pământului, adică viața veșnică și mântuirea. Cred că blândețea e o mare, să zic așa, calitate, o mare virtute. Avem pe Moise ca exemplu, bineînțeles, nu îl putem compara cu Domnul Hristos, deși, dintr-un anumit punct de vedere, viața lui Moise arată ceva despre viața Domnului Iisus, însă Mântuitorul nostru și modul în care El s-a raportat, numai dacă citim Isaia 53, ne vom putea da seama cât de blând a fost Domnul Hristos cu cei care au făcut atât de mult rău. Sigur. Cu toate acestea, El a tăcut, nu a acționat, a îndurat, i-a acceptat așa cum a fost, ba s-a rugat chiar pentru ei, pentru că el avea în vedere ceva mult mai măreț, ceva mult mai important. Și eu cred că și noi oamenii, dacă am înțelege lucrul acesta, uneori, în anumite situații conflictuale prin care putem trece, am putea lăsa de la noi, gândind că Dumnezeu a pregătit ceva mai bun. Eu cred că e vorba și de o maturitate spirituală. Sigur. Un om blând e și un om matur spiritual, care vede lucrurile dintr-o altă perspectivă și care socotește viața sau o vede așa cum o vede Dumnezeu, prin ochiul lui Dumnezeu. Și atunci, bineînțeles că această făgăduință, cu siguranță că e una care să te încurajeze să fii mai blând. Nu te mai zbate atât de mult pentru lucrul acestui pământ. E pregătit o viață veșnică. Și a fi blând, ai răbdare. Îngăduie de la tine, renunță. Și atunci o să vezi că Dumnezeu ți-a pregătit ceva mult mai măreț. Întrebarea este aici, expresia vor moșteni pământul, la ce se referă? Că vor moșteni, va moșteni aici suficient? Acum, dacă am fi să luăm efectiv cuvântul și să ne gândim la existența noastră de pe pământul acesta, cu siguranță că... Există beneficii, cu siguranță că, vedeți dumneavoastră, noi putem moșteni de la părinții noștri, să zicem, casa, terenul lor, însă această moștenire este una trecătoare.
Ce folos avea să te bucuri de o moștenire, să zicem, după ce părinții tăi nu mai sunt, nu știu, încă 30-40 de ani. Dar după aceea și tu treci la rândul tău și lași la altul moștenire. Cu alte cuvinte, nu cred că... Nu beneficiezi tu. Până la urmă, fericirea aceasta, din acest punct de vedere, este una limitată. Fapt pentru care cred că Mântuitorul a avut în vedere ceva mult mai important, ceva nelimitat. Adică nu pământul acesta pe care îl moștenim pentru o perioadă de timp, în funcție de la caz la caz. Noi, spune un text din Scriptură, suntem moștenitori a unei împărății pe care Domnul Hristos a pregătit-o, așa cum a făgăduit în Ioan capitolul 14. Eu mă duc să pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Iar Apocalipsa capitolul 22 prezintă câteva cer detalii. Nou și un pământ. Exact, și începând de la 21, un cer nou și un pământ nou. Cu siguranță că Mântuitorul avea în vedere viața veșnică și pământul cerului sau a noului pământ pe care îl va clădi și nu doar ceea ce noi putem moșteni aici, uneori și fără blândețe, anumite lucruri. Aici sunt alte reguli. Exact. Aici putem avea alte reguli. Nu trebuie neapărat să fii blând, ba chiar unii chiar au reușit să moștenească ceva aplicând reversul blândeții sau forțând. Ceea ce vreau să le spun telespectatorul și ne spun, îmi spun și mie și ne spun nouă, este că să nu fie surprinși dacă ăstea nu dau roade în contextul lumii noastre. Exact. Pentru că ăstea sunt principiile împărăției lui Dumnezeu, nu principiile lumii. Exact. Haideți să discutăm puțin și despre următoarea fericire. Ferice de cei flămânși și însetați după neprihănire. Asta este mai accesibil cumva, însă din formular. Îmi place că Iisus folosește două expresii. Flămânși și însetați, care sunt legate de două nevoi fundamentale, a mânca și a bea. La piramida lui Maslow, nevoile de bază sunt a mânca, a bea, a avea securitate, probabil puțin mai sus. Adică dacă omul nu are aceste nevoi și dacă nu sunt împlinite aceste nevoi, moare. E un prim lucru. Iisus asociază neprihănirea și căutarea după neprihănire cu ceva fundamental. Tocmai pentru a accentua importanța. Și doi la mână nu spune ferice de cei care spun în felul următor. Fac o paranteză aici, ca să accentueze termenii pe care îi folosește și ideea. Iisus eu aș putea să spun așa, aș mânca ceva. Sau, într-o altă situație, aș spun, mor de foame. Întrebarea pe care mi-o pun mie și o pun și fiecare să-și răspundă telespectatorilor, care e diferența între a spune, aș mânca ceva și mor de foame? Diferența este de gradul necesități. În prima situație probabil am mâncat deja și mai mult un moft. Aș mai gusta ceva, nu știu, așa îmi vine mie. Pe când în a doua situație este acel bec roșu, acea semnal de alarmă că organismul strigă, are nevoie de energie, are nevoie de glucide ca să aibă energie. Că Iisus nu spune ferice de cei care spun ar mai mânca câte ceva. Aș fi curios și eu ce cu neprihănirea asta. Ci spune ferice de cei care caută atât de mult neprihănirea, așa cum o caută un om care este pe moarte. Sau și n-are ce mânca sau n-are ce. Mă gândeam acum, venea în minte exemplul lui Esau, deși este un caz negativ, a venit de la vânătoare și era mor de foame. Dăm cu orice, dau orice pentru treaba asta și și-a vândut dreptul de întâi născut. Era foame. Era foame, într-adevăr. Poate din punctul acesta de vedere, și cred că aici este accentul, cum bine ați spus, cuvântul folosit de flămând și însetat, într-adevăr, sublinează nevoia stringentă și intensitatea nevoii pe care omul o are. Și aici Mântuitorul aplică la neprihănire. Ce înseamnă lucrul acesta? Înainte de asta, fie foame de neprihănire. Ori nouă ni se întâmplă să ne fie foame sau să ne fie sete de neprihănire, ori suntem flămâni și însetați, dar după altceva. Exact. În Eclesiastul ne spune că Solomon a fost flămând după anumite lucruri. A fost flămând, deși nu spun de momentul când a făcut rugăciunea cea înțeleaptă, în care a cerut înțelepciunea, de fapt, că a fost înțelepciunea care l-a condus la înțelepciune. Ci de momentul în care spune, suflete, i-am spus sufletului meu, bea, distrează-te, bucură-te de orice plăcere. Și în cartea Eclesiastului atingem
Solomon atinge toate sau principalele căutări ale omului, principalele tânjiri, flămânziri și însetări. Și după ce flămânzește omul? Vedem în Eclesiastru și vedem și de-a lungul istoriei. Unii au flămânzit după a fi într-o anumită poziție, să fie împărați. Și unii chiar au fost în stare de niște crime oribile față de rude, tocmai pentru ca ei să obțină funcții. Erau flămânzi să ajungă ei acolo. Alții au fost flămânzi și însetați după plăceri. Și unii și-au trăit viața și până la ultima secundă, nepunând nicio stabilă, nicio limită, au zis, fă ce vrei. Și au ajuns epuizați, unii au murit de tineri și au zis, caut un sens în viață. Mm-hmm. Alții au flămânzit și au însetat după bogății. Dar istoria cu Alexandru cel Mare, care cere să fie mormântat cu mâinile afară și toate, ilustrează că nu iei cu tine nimic. Oricum, oamenii flămânzesc după multe lucruri. Iisus însă spune, trebuie să aveți o căutare atât de intensă ca foamea, a fi flămând și a fi însetat, și mai accentuează și după ce. Expresia neprihănire, cred că este dikaios. Asta este un substantiv care este dreptat. Fece de cei care tânjesc după dreptate. Și aici este iarăși discutabil. Dacă vorbim de dreptate, noi avem o dreptate subiectivă. Să se facă dreptate. Știți că în majoritatea situațiilor când oamenii spun să se facă dreptate, știți ce spun? Să se facă cum cred eu și în favoarea mea. De multe ori dreptatea este ciuntită. Și noi numim dreptate ceea ce este în folosul nostru. Și noi de multe ori suntem luptători, susținători ai dreptății. Dar nu ai dreptății comune. N-aș fi dispus sau foarte puțin sunt dispus să spună ai dreptate și vreau să se împlinească ceea ce spui chiar dacă e în defavoarea mea. Însă sensul de dreptate aici este bine surprins de traducător, conduce mai mult către acea dreptate în care ești drept înaintea lui Dumnezeu din punct de vedere spiritual. Ești pus într-o stare după voia lui Dumnezeu. De aceea ferice de acei oameni care tânjesc să fie în acea stare spirituală care să fie favorabilă lui Dumnezeu. De fapt, ferice de cei care sunt flămânzi și însetați după a semăna cu Hristos. Exact. Asta spune ferice. Pentru că ei vor fi săturați. Iisus spune, eu sunt apa și cine bea se satură. Mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, Iisus spune, eu sunt apa vieții și pâinea vieții. Cu alte cuvinte, cei care sunt însetați după El, care a trăit o viață neprihănită și este neprihănit, ei vor fi săturați. Adică în Hristos, sigur, și pe baza neprihănirii Lui, mâncând sau gustând din viața Lui, atunci, într-adevăr, viața noastră va fi săturată. Hai să discutăm puțin și următoarea fericire. Ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Cred că aici e mai ușor de înțeles, nu-i așa? Legat de milă, există o percepție a milei. De fapt, am să formulez așa, ca să luăm sistematic explicarea acestei fericiri. Mila este un sentiment. Primul lucru pe care vreau să-l spun despre milă. Adică, poate când privesc la fratele meu sau trec pe drum și văd o persoană cu o dizabilitate. Am văzut persoane care n-au picioare și cu mâinile merg. În inima mea, fără să îmi fi propus eu, apare așa ceva care mă înduioșează. Simt ceva că înăuntru meu se mișcă și parcă nu mă simt confortabil cu omul acela este în acea situație. În primul sens, milă este acest sentiment în care parcă cumva rezonez cu celălalt și eu simt o compătimire față de el. E ceea ce simt eu față de el. Și este un lucru bun. Există o boală, spre exemplu, îmi scapă numele ei. Este o boală care vine pe genetic. De la naștere o au cei care se nasc. O boală în care persoanele, deci sunt foarte puțini care au boala asta, nu transpiră niciodată și nu percep durere. Oamenii aceștia, dacă își dau cu ciocanul peste deget, dacă se taie cu cuțitul, ei nu percep durere. Și mă gândeam, ce frumos era să am și o parte. De ce nu m-am născut și eu cu boala asta? O boală de dorit. Știți ce este interesant? Medicii au spus că nu e de dorit deloc această boală. Și de ce? Cei care suferă de această boală au nevoie de mereu să fie însoțiți și supravegheați.
Pentru că nepercepând durerea, ei sunt în foarte mare pericol. E posibil ca ei să fie supuși unui pericol, să pună mâna pe sobă, nu percep durerea, focul, și după aceea să mistuie carnea și afectează, dar eu nu percep. Și dacă nu percep durerea, nu e semnalul, acel semnal că e un pericol, ei nu fac ceva în sensul de a se proteja. Uh-huh. Acum, mergând în sensul acesta, durerea este modul în care reacționează organismul la anumit stimul exterior care pune în pericol viața noastră. Uh-huh. Iar perceperea durerea, deși nu este plăcută, are un rol pozitiv. Uh-huh. De punct de vedere spiritual, există și această problemă a lipsei de sensibilitate. Nu mai pasă cu ceilalți. Iar Iisus vrea să spună, ar trebui să ne fie milă. Nu putem să trecem indiferenți pe lângă ei. Iar mila mai înseamnă nu doar a simți un sentiment de duioșie și mergi mai departe. Ce a făcut samaritean? I-a fost milă și a făcut ceva. Iar legat de Iisus, de fiecare dată, când spune în Evanghelie, Iisus a privit spre femeia aceea, Iisus a privit spre omul acela, i s-a făcut milă de el. Întotdeauna, după ce subliniază că i-a fost milă, consemnează că Iisus a făcut ceva concret. Ori a pus mâna și l-a vindecat, ori i-a dat ceva de trebuință. Întotdeauna, la Iisus, mila a fost nu doar un sentiment, ci a fost și o acțiune. Exact. Și cred că aici un anumit principiu se poate pune în aplicare, și anume, ceea ce faci altora, chiar tu vei avea parte. Adică dacă vei fi milostiv, vei avea parte de milă. Cu ce măsură măsuri, cu aceea ce se va măsura, este un alt proverb cunoscut de noi. Acum, pentru că timpul nostru, iată, e un dușman mare în emisiunea de astăzi, vreau să mai discutăm puțin și despre următoarele câteva cuvinte despre ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Domnul. Ce înseamnă inima curată? În contextul Scripturii, inima de obicei se referă la minte. Exact. E sediul rațiunii. Chiar în Matei, tot în Matei, capitolul 5, spune versetul 32. Sau, îmi cer scuze ca să nu confund, tot în Matei spune căci din inimă ies izvoarele vieții. Gândurile rele, furtișagurile toate. Deci din inimă. Exact. Inima reprezintă minte. Ferice de cei care au minte nouă. Iar în Roman 12 spune ferice de să vă preschimbați mintea voastră. O minte în care Dumnezeu stăpânește și sunt gânduri bune. Apoi, ferice de cei împăciuitori. Cei împăciuitori sunt cei care prețuiesc relațiile. Uh-huh. Și cei care au în vedere nu doar binele lor, ci binele comun. Cred că asta, dacă era Petru, trebuia să asculte bine. Uh-huh. Pentru că la teatru rechea marului preot, robului marului preot. Cei care fac pace sunt acei oameni care urmăresc binele celuilalt. Uh-huh. Iar în Hristos vedem acest lucru, a renunța la tine în favoarea celuilalt. Iar Iisus spune ferice de cei care sunt dispuși nu de a lupta chiar cu sabia și de a fi tensiune pentru pământul meu, nu-ți dau. Exact, exact, exact. Și ultima, aici, cred că de două ori amintită o fericire. Exact, haideți să amintim și aceste două versete. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii. Acum mă întreb de ce a fost amintit de două ori. În primul rând că când ai tendința să uiți mai repede fericirea asta. Cred că de asta a spus-o de două ori. Și când Iisus spune un lucru de două ori, e un lucru hotărât. Uh-huh. Adevărat, adevărat îți spun. Folosea această repetiție. Și în al doilea rând, vrea să sublinieze că pe cât de greu este atunci, pe atât de bine va fi după. Uh-huh. Uh-huh. De asemenea, cred că prin această fericire, din nou sublinez ideea de făgăduință, Dumnezeu le-a făgăduit ucenicilor să-i credincioși, că chiar dacă vor avea de înfruntat multe prigoniri, așa cum se spune aici, cei prigoniți, totuși, din perspectiva lor, Dumnezeu îi socotește fericiți pentru că ei vor moșteni împărăția cerurilor. Domnule pastor, îți mulțumesc pentru că ai fost alături de noi în emisiunea de astăzi. Dragă. Mulțumim de sfaturile și de gândurile frumoase prin care am înțeles mai bine aceste fericiri. Sunt convins că și pentru telespectatorii noștri a fost un timp bun în care am putut vedea care sunt acele lucruri pe care Domnul Hristos le-a promovat în monumentala predică de pe munte. Cred că această predică este la fel de actuală și astăzi ca și în vremea aceea. De aceea, blândețea, inima curată, smerenia, mila și acceptarea
unor situații în care suntem prigoniți pentru credința noastră sau pentru speranța pe care o avem în Hristos, din perspectiva lui Dumnezeu putem să ne socotim deja binecuvântați. Mulțumim că ați fost alături de noi. Vă așteptăm și în emisiunile viitoare. De asemenea, să nu uitați că ne puteți lăsa părerile dumneavoastră, dar și anumite întrebări pe adresa noastră de e-mail ebinesastii@aron.yahoo.com. Până data viitoare, Dumnezeu să fie cu noi. La revedere!